Am venit în fermă să fac interviu cu Mihaela, adică am venit la Monte Carlo ca să vedem cum arată sezonul 5, cel mai spectaculos sezon din ferma Orășenii versus Sătenii, și am rămas în hambar la o probă, pentru că așa a zis Mihaela. Nu, nu numai că așa a zis Mihaela. Am încercat să mă n-am mers. Deci nu ai cum vreodată să scapi. Deci eu am văzut câte vedete din România ai chinuit tu cu probele ale tale, cu mânca picant și răspuns la întrebări. Și am zis, ca să mă răzbun și să vă fie bine, să vă uitați cu drag cum eu îl chinui pe Măruță, l-am adus să treacă prin câteva probe de la fermă, că nu-i doar asta. Și acum Măruță nu știe ce l-așteaptă. Deci prima dată... Văd că e o ruletă cu foarte multe ouă. Asta este proba celebră deja în ferma noastră, se cheamă rouleta. Da. Ce înseamnă asta? Deci trebuie să învârți ușor treaba asta, da. Și acolo unde se oprește ruleta, trebuie să iei unul din cele trei ouă, să ți-l spargi de cap. Dacă ai noroc să fie ou fiert tare... Scap. Ai scăpat. Dacă nu e fiertare, regula e așa, ți l-ai spart de cap, dar rămâne aici, n-ai voie să arunci ou. Amândoi trebuie să răspundem la întrebări din cartea ferme. Te rog să-l deschizi. Și cine nu știe să răspundă, învârte ruleta, nu? Tu îmi pui o întrebare mie din plicul tău, eu îți pun ție o întrebare din plicul meu. Orzul. Consumat sub diverse forme, ajută la obținerea unui ten catifelat după o cură intensă de 23 de zile, reducerea riscului de boli cardiovasculare și combaterea constipației, vindecarea alopeciei. A, merg pe A. A? Da. Răspuns incorrect. Nu cred. Răspunsul corect era reducerea riscului de boli cardiovasculare și combaterea constipației. Da, la A ce era? Cu ovăzul. Cu reducerea, cu un ten catifelat, dacă 23 de zile mănânci ca prostul ori și crezi că după aia ți-ai făcut tenul frumos. Băi, mi-ai luat, vreau să zic ceva, nici mai vine să zic acum. Lasă plicul jos ca să nu murdărești întrebările. Super. Te rog să învârți ruleta. Păi să nu chiar tare, ouăle. Tare. Și acum stai să vezi. Și unde se oprește acul albastru, cum ți-o fi norocul? Ele sunt jumate tari, jumate moi. Stai mă, direct. Așa ceva. Nu cred. Asta, mă! Întreabă-mă. Eu te întreb acum, da? Așa, da. La ce ajută sucul proaspăt de varză amestecat într-un raport de 2 pe 1 în vin alb, asta. Da? A, se picură în ureche, în urechea cu auzul mai slab. Așa. B, la igienizarea zgârieturilor superficiale din copilărie. Mm-hmm. C, la tratarea celor dependenți de alcool. A. Cum? A. Nu poți să cred. Arată, mă, răspunsul. E fix aia cu urechile, aia e. Aia cu urechile? Da. Mamă, ce mișto. Mamă, am încercat să o debusolez. Ia, am scăpat de un nou. Așa, stai așa un pic. Ascultă-mă, cu atenție. Bravo, Mihaela. Am zis, câteodată trebuie să răspunzi din burtă, că nu știi. Care, da. Deci, crede-mă. Nu știi care, dacă uite, am avut noroc. Eu vreau să zic ceva, dar nu vreau să te superi pe mine. Așa. Tu știi de ce am ales eu prima dată că ovăzul îți face tenul catifelat? Nu. Am văzut pe Instagram la Andreea Marin. Deci acum eu știu dacă te uiți pe pagina. Adică am văzut eu cu ovăzul cu aia și când încolo de fapt era cu... Trebuia să te uiți pe pagina mea. Cardiologie. Deci trebuia să te uiți pe pagina mea, ai fi văzut alte chestii cu slană, ceapă, mă rog. Din frunzele cărei, te rog să fii atent, din frunzele cărei rădăcinoase făceau oamenii coroane funerare. Făceau românii în trecut, da? Coroane funerare. Gata, mă, știu asta. Știu. A. Crenguțe de brad. Țelină. A, țelină, legume. B, pătrunjel. C, morcov. Merg pe B. B este pătrunjel. Răspuns incorrect. Din frunze de țelină. Țelină, eram sigur, mă, deci puteam să jur că te țelină. Te rog să-ți învârți ouă, dacă mai nimerești un ou... Să-ți învârți ouă și să dai de ouă care trebuie. Hai să văd dacă și acum am ghinion. Asta e, mă. Da, mă. Este! Este în sfârșit mi-a ieșit. Că trebuie să las așa. Pentru a lupta împotriva căderii părului poți consuma cu încredere și regulamentar. Spanac, A. B, sfeclă roșie. C, conopidă. La ce păr ai, cred că ai sfeclă consumat? Sfeclă roșie. Sfeclă roșie ai zis? Da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, era conopidă. Este! Bine, hai să vedem! Hai, mă, ce... Adică la ce păr frumos, deci, ai, chiar m-am gândit că ai folosit... Conopidă, mă! Conopidă, da. Pe bun... Pui mâna, iei direct și bam, bam, zdrang! Ies! Câștig! Este! Yes! Egalitate, mă, egalitate! Asta e! Ciucă încetează, nu mai râde. Știu că nu mai arăta divă, dar totuși, așa. Ce este erepsina? Am făcut două facultăți. O substanță degeaba. Toxică care este produsă de o ceapă tăiată și lăsată în aer liber. B. Sună o bine. Enzimă din castravete care omoară bacteriile și nu mai știu ce. Nu contează, curăță intestinele. C. Substanța care face varza un bun antiinflamator. Erepsina.
E amă, Mihaela. O substanță toxică produsă de o ceapă? Nu știu de care? Nu, iartă-mă. Este fix rouleta, pentru că răspunsul corect este o enzimă din castravete. Era B, nu? Da. Te rog să, așa, întrebări asta din cartea. La ce se studiază? La ce facultate? La cartea fermei, la fermă, din această categorie răspund concurenții noștri când au zis. Fii atentă, Mihaela. De se oprește, nici nu mă uit. Așa. L-am luat și... Hai să și... vedem. Și... uită-te aici, jumate? Direct! Hey! Bun, ne place. Următoarea întrebare, că-mi place jocul da, ăsta. Da, și mie, Mihaela, ce fain e, fa! Intensitatea mare a radiațiilor solare poate arde plantele din seră. În acest așa. Caz, pentru protecție vom folosi crengi de salce, tresti sau cartoane reciclate, da. Tresti, mă, că am văzut în Franța, au oia sere de alea cu tresti deasupra. Pe ce au oia fermă în Franța? Nu, mă, au niște solarii, de-astea cu da, niște... Da, mă, tresti era. Cu ce se cară îngrășământul natural? A. Cu alte cuvinte... Bălegarul, cu ce se cară? Da, mă, ce? Cu ce se cară îngrășământul natural? Cu căruța, natural? Cu... A. A. Cu lopata. Da. B. Nu că se cară cu ropata, doar îl iei și îl pui. E o întrebare capcană, înțelegeți? B. Că cu roaba, cu roaba ce? Cu căruța. Ce? Cu căruța. Cu roaba, roaba îl cari. Da? Deci răspuns corect. Și cu căruța? B. Și cu căruța îl transporti unde trebuie să duci tu. Dar sunt și fierte printre astea, sau doar două fierte? Ai nimerit primul ou. Păi primul și singurul. Jumat, nu e adevărat, jumate. Hai, mă, Mihaela. Yay! Goamă, ce nu place. Pot să credești pe bune. Deci nu pot. Aoleu, ce-mi place. Ia, fii atent aici. Păi nu, că dacă scap eu. Așa, ca să nu fie. Nu, că trebuia să consumăm din nou. Pentru ce obiect foloseau bucovinenii cuvântul șparhat? Șparhat? Da, plita cuptorului, mânerul ciocanului, prispa casei. Ce? Ce bine, îmi pare că îi învârți iar rouleta. Deci răspuns corect, plita cuptorului. Stai liniștită, Mihaela, că nu se întâmplă nimic. Brr. Bă, dacă și ăsta e... Nu cred, deci eu nu cred, dar eu de ce nu nimeresc, bă, măcar unul fiert? Păi ăla era singurul pe care l-am nimerit eu, că rest nu mai e niciunul. Fii atent aici, bă. Băi, fii atent aici, dacă nu câștig eu, cum am prins de șmecherie. Hai să vezi. Deci prima recoltă din an o reprezintă salata, ridichea și ceapa. Despre ce lună vorbim? A. Aprilie. B. Iunie. C. Mai. Sparge-o în cap. Garantat. Aprilie, mă. Ia zi, te rog. Deci ce este o pihă? Pihă. A. O strofă de cântec popular formată din 6 versuri și refren. O boală de ochi nu, pe e, care o dezvoltă gâștele. Nu, no, a dat piha în gâscă. Nu. Și ce? Ce o scamă. Strofă de cântec popular, să ardem pe cultură, ce naiba. Pe cuvântul tău. Da. Lasă, nici mai învârti ruleta. Nu pot să cred. Iar, mamă, și ăsta era bun. Ăsta era la bun. Era la tare. Dar păi am zis corect. Stai, mă. Nu m-am zis corect. Nu, am zis corect. Uite, e o scamă. Să mor dacă te mint. Stai, mamă, doar o dată, stai. Așa. Bun. Și ăla tău, asta e. Băi, măruță, să-ți explic cum e la noi. Deci la noi așa. Bă, Mihaela, bă, dar e mișto la voi. Așa. Aoleu, am nimerit și unul tare. Da, dă-i ciucă. Deci ăla, așa. Da, uite așa. Măruță, proba 2, ești gata? Mai avem o probă? Vino încă, ești gata? Da, încă o probă? Curge ou din barbă. Lasă, Mihaela, să curgă. Deci, fii atent. De asta suntem la fermă. Deci să-ți explic proba 2. Vezi bara asta? Trebuie să stai aici cu mâinile pe bară. N-ai voie să treci de semnul roșu. Aici, da? Da. Să nu și eu voi sta dincoace pe bară. Deci, vezi cu tine? Vezi tegulețul ăla roșu de acolo? Deci trebuie da. Să-i luăm fiecare de 3 ori. Care ia de adică, 3 ori? Pac, eu ajung acolo, tu mă oprești, nu? Da. Și primul care ia stegulețul de 3 ori câștigă proba. 3, 2, 1, start! Alo! Hai, măruță, ce n-ai mâncat toată? Da, Mihaela, e bine! Să știți că, practic, eu vreau să o las, că e urât da, un da, bărbat da, da. Să o împingă pe Mihaela. Dar eu... Măruță, ți-ai luat steagul? Da, bine, l-am pus la loc acum, nu? Și acum ai schimbat locul. Am vrut și eu să zic că cred că aici e ceva magnet, ajută. Ești gata? Da. Trebuie pusă la linia de așa. 3. Nu, n-ai înțeles. Aici la linia la emisiune, eu da start. Ah, corect. Sărona. 3, 2, 1, start! Mihaela! Hai, măruță, hai! Uitați. Pardon. Măruță? A, uitați. Măruță, nu...
Pentru... Ai, Mihaela, că nu ne lăsăm! Nu! Asta este pentru toți cei din fermă. Deci 20 de kg plus trebuie să mai... Să-i răzbun. Trebuie să mai iei o dată. Păi și dacă le iau, ce câștig? Îți arăt după aia. Bună, Mihaela, vrei să vin să te ajut? Oh! Ciucăr! Ciucăr! Hai, da, ciucăr! Bine, ciucăr! Hai, ciucăr! Care poartă la... Hai, ciucă! Câștigător! Câștigător! Imbatabil! Ciucă, am uitat să zic că numai tu nu ți-ai luat. Da, mă, are dreptate, Mihai, era mă, Radu. Da. Eram sigur. Eu mă gândeam că o să-mi dai tu cu el. Ți-a trebuit ție să vii în fermă, na? Ai vrut să vezi ciucă. Ce se mai întâmplă în fermă. Deci, mă, ciucă. Deci, ciucă. Mi-a plăcut cu tine, și să mai mie mi-a plăcut cu tine și mai nu vreau să mai vin. Îmbrățișez. Ea este Mihaela Rădulescu, oameni buni, ai cum să nu îmbrățișez, priviți-o cât de frumoasă, de fermecătoare și diva, practic aici în fermă sezonul 5. Să ai baftă, Mihaela. La revedere.